Dacă vara asta aveți planificată o vacanță în Montreal, atunci trebuie neapărat să ajungeți și în Cartier de Spectacle, altfel spus, în centrul cultural al Montrealului. Oficial s-a deschis sezonul de primăvară-vară, așa că și în acest an veți găsi aici o multitudine de activități originale pentru toate vârstele și gusturile. Pe lângă cele 20 de festivaluri care se vor încheia abia în septembrie, vizitatorii vor avea parte de programe culturale și expoziții de artă, dar și ateliere interactive.